Bărbatul din București, care și-a convins iubita de doar 12 ani să-și ucidă părinții, le-a spus anchetatorilor că în realitate nu este atât de vinovat pe cât pare. Individul susține că a ajuns să aibă o relație cu fata din cauza mamei lui. Judecătorii nu l-au crezut, așa că l-au arestat preventiv. Colegul meu, Gerhard Ernst, a urmărit subiectul și ne lămurește cum a ajuns mama individului în toată această ecuație. Bun găsit. Practic, bărbatul se apără în declarația scrisă pe care a dat-o în fața procurorilor și spune că a fost interesat de această relație cu acea copilă de 12 ani doar pentru a obține fericirea mamei lui. Mai precis, mama ar fi fost extrem de îngrijorată că el până acum nu a avut nicio iubită, însă în momentul în care a anunțat-o că și-a găsit o iubită tocmai la Timișoara, prin intermediul internetului, mama lui a fost extrem de încântată. Ba chiar mai mult, mama ar fi venit cu ideea ca tânăra, deși are 12 ani, să se mute în București sau cel puțin să-și petreacă vacanța de vară. Acum însă anchetatorii sunt îngrijorați pentru că au mai obținut o informație. Faptul că acest bărbat a fost babysitter al unei fete de 11 ani care locuia în același bloc cu el și se pune problema dacă nu cumva și această fată de 11 ani să nu fi fost cumva vreo victimă a lui. Se vor face o serie de expertize, însă ancheta merge mai departe, tocmai pentru că în urma perchezițiilor au fost ridicate o serie de CD-uri și hard disk-uri și procurorii vor să vadă dacă nu cumva acest bărbat a avut și alte victime sau a încercat să profite și de alte victime prin intermediul acelui joc online.